Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod, episodul de miercuri. Vreau să încep acest video prin a vă mulțumi încă o dată pentru magnificul număr de 200 subs. Și da, e 200 pentru 201 chiar. Doar că YouTube nu șmecher. Bun, în acest episod, după cum ați văzut și în titlu, o să vă arăt cum să vă customizați Steam-ul. Nu, uitați cum l-am customizat eu. Bă, eu zic că e și destul de ok, vă customizez de friends, nu uite, de exemplu, pe aici ce message, nu vă customizez de asta, puteți să vă puneți ce scris vreți voi și eu cred că o să schimb scris. Dar ăsta nu este singurul pe care îl am, mai am și unul, un customizer, mai am unul, care o să-l pun chiar acum, ok? O să trebuie să-mi restarteze Steam-ul, dar nu este o problemă prea mare, sper. Sper că se aude muzica ok și că nu trebuie să fac foarte încet sau ceva de genul. Hai, să râgem mult. Da, voi nu vedeți, așa arată Steam Customizer-ul. Mamă, și m-a spawnat pe Și nu, uitați, așa arată ăsta, e mult mai ok. Mă rog, cu ocazia asta vedeți și cam ce am eu în library. Mă rog, sper să nu se audă foarte tare muzica, pentru că nu am chestia cu asta încă o dată. Friends, desigur, exact la fel, vedeți că sunt alte culori și tot felul. Nu, vedeți și uite ce locuri am. Da, jocul în care am cel mai multe ore, dar dacă vreți să vă customizați Steam-ul, trebuie să intrați pe următorul site. Se cheamă, dacă vă în Google, se cheamă Steam Costume, dar nu mai Steam Costumizer. Da, mă rog, înțelegeți voi. Deci vă deștept și cât deștept. Deci nu, dacă vreți să vă faceți schimb, să vă faceți cum vreți voi să arate, ce culori vreți voi să arate, puteți să faceți așa, da, poți să descarci, poți să dai explore unde poți, unde poți găsi skin-uri deja create, după cum vedeți, multe skin-uri, chiar o să dau F11 ca să suat, ok? După cum vedeți, sunt chiar foarte, foarte, foarte multe skin-uri. Aveți skin-uri cam cu orice, aveți skin până și cu Pornhub, pentru cei care vă interesează. Nu știu. Nu, ăsta l-am eu și l-am editat puțin și mi-am făcut și eu. Da, uite, aveți cu Razer, aveți cu anime, aveți cu Overwatch, Asimov, Monster, nu, uite, dacă nu m-ați crezut. Aveți multe, multe skin-uri, dar vă puteți și crea un skin aici. Puteți să aflați și voi cum faceți, luați o poză de pe internet și în loc de... Hai, un carnet. Și în loc de chestia asta cu Steam aici, puteți să vă mutați, faceți ce vreți voi și puteți să alegeți o altă poză. De exemplu, dacă vă duceți aici, și uite, vedeți chestia asta, dăm poză și aici ai poze cu Gabe, ai poze cu dragoni, cu de toate, dă poză și drag and drop sau chestia asta. Pentru a vă pune cum să spun, pentru a vă pune skin-ul după ce l-ați creat, trebuie să downloadați, dar trebuie să mai downloadați un instrument de descărcare. Ați văzut când am dat click? Dacă n-ați văzut, o să dau eu înapoi. Dacă merge, merge așa. Dăm așa și nu uite. Aveți aici sus instrument de descărcare. Puteți să-l puneți în română și va fi super ușor. Și aici va trebui să downloadați. Asta e, după cum ziceți, un programel foarte mic și programelul arată așa. Dați la file și dați, îl puneți pe desktop și îi dați add. Eu, nu, asta a fost tutorialul, sper că ați înțeles, încă o dată Steam Customizer, vă creați skin-ul vostru, puteți să selectați orice culoare
doriți, eu chiar nu contează, zic că fac eu tot roșu, chiar sunt curios cum ar arăta el stimul tot roșu. Hai să vedem, dacă să zicem eu vreau să sunt curios, poți să faci asta. Nu, uite să vedem cum arată stimul tot roșu. Tot, tot stimul să fie roșu. Nu, o facem și aici roșu. Așa, roșu. Și da, puteți să credeți tot Sleep și mai aveți pe aici niște chestii. Dar, vedeți, puteți să vă creați cum vreți voi, ce vreți voi și puteți să vă puneți ăsta în ce fel vreți voi și puteți, de asemenea, să creați alt. De exemplu, uite, vă stau eu aici, open, drag and drop, în chestie. Mai am niște chestii pe aici, dar o să aleg eu o poză rapid, video de nici, nu știu, ceva rapid să văd, să uite asta cu YouTube, chiar pe cea care am folosit pe eu și dau OK. Și dacă aș fi orb, cred că aș putea să o văd, dar da, am dat drag and drop, că sunt mai oligofren uneori și nu o văd. Așa, uite, dați click sus acolo și vă faceți. Puteți o puneți, puteți puneți absolut orice poze vreți voi, dar trebuie să aveți grijă să fie cu fundal de la în spate ca să nu se bugască. Și nu, vedeți, puteți să-l puneți și după aceea dau să descarcă skin și e super special. No, păi dacă v-am fost un post de folos cu acest tutorial, cum mai vreți tutoriale, nu uitați să apăsați butonul de like, să uitați cam ce jocuri eu și chestii. Dacă v-a făcut un like acolo, un share, ca să mă ajute și pe mine și încă o dată vă mulțumesc pentru 200 subs. Ceau, bă, pa!